legat de taxa pe stâlp, reprezentanții din mediul de business se întreabă dacă e vreo posibilitate ca această taxă pe stâlp să se calculeze la valoarea contabilă netă a activelor, nu la cea brută. Din câte știu eu, am citit părerile mediului afaceri. În acest moment nu cred că e posibil să mai facem vreo schimbare pentru anul acesta pe această taxă pe construcții speciale. Ea cred că ar fi trebuit să fie discutată din nou cu Fondul Monetar. Multe lucruri trebuie să întâmple dacă noi schimbăm, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră ar afecta impactul asupra bugetului, deci automat ar trebui rediscutată. Deci eu nu cred de unde stau acum că vor fi făcute schimbări pe această taxă pentru acest an. Rămâne de discutat, poate într-un dialog cu mediul de afaceri, pentru anul viitor, dacă există posibilități de îmbunătățire aceste taxe și poate și cu experiența pe care o să o avem de anul acesta, unde vom ști exact care este impactul bugetar pe această valoare brută, cum este calculată ea acum, și dacă o luăm pe valoare fiscală netă, de exemplu, evident, impactul este mai mic, dar în momentul acela vom avea practic o bună inventariere al acestor construcții speciale și dacă facem aceste schimbări sugerate de mediul de afaceri, vom ști și mai bine care este impactul. Acum doar așa discutăm teoretic, da. Una din mizele României și până la urmă ale unei performanțe a ministerului noastră e modul în care companiile de stat performează. Da. Țintele sunt trecute și în acordurile cu partenerii internaționali. De curând a apărut o propunere publică a noului ministru al economiei ca marile companii energetice să treacă înapoi de la departamentul de energie la ministerul economiei. Deci ar fi un ping-pong cu aceste companii care anul trecut au fost mutate de la Ministerul Economiei înapoi la Departamentul de Energie. Practic nu mai înțelegem foarte bine ce se întâmplă. Care e poziția dumneavoastră legată de modul în care trebuie ele să fie gestionate? Deci, în principiu, părerea mea despre companiile de stat este că trebuie să existe un bun management, trebuie gestionate foarte bine, că trebuie să iasă foarte multe din insolvență. Am avut o discuție cu directorii de la ANAF din diferite județe chiar în dimineața aceasta, să discutăm un pic de ce au avut rezultate atât de slabe anul trecut. Mulți dintre ei spuneau că au anumite companii de stat care au intrat în insolvență, deci în momentul ăsta ei nu mai pot să facă nimic acolo. Nu vreau să deviez de la ce mi-a spus, dar trebuie să spun că această problemă de insolvență este foarte mare și pentru companiile de stat, dar și pentru companiile private. În mod continuu mi se spune de la directorii din ANAF care nu reușesc să colecteze, că au extrem de multe firme care intră în insolvență și nu pot să facă nimic. Deci asta este o altă prioritate care trebuie rezolvat într-un mod sau altul, pentru că în felul acesta nu putem colecta bine. Dar în principiu ideea este unde sunt ele să aibă management bun și să facă în așa fel încât ele să fie profitabile și evident să putem colecta bani și la bugetul de stat. Dar în primul rând să fie profitabile, indiferent unde sunt ele. O altă întrebare tot din zona energiei. În ultima vreme a apărut ideea facilităților pentru mari consumatori de gaze. Sunteți de acord cu aceste facilități? Nu credeți că ele distorsionează mediul economic? Cred că asta e o idee care ar trebui să o discut mai întâi cu Ministrul Energiei și să vedem împreună unde stăm asupra acestui lucru și să nu mă exprim eu separat față de asta. Eu și întreba pur și simplu, uitându-mă pe CV-ul dumneavoastră, am văzut că ați absolvit școli o reputație mai mult decât onorabilă. Cum ați ajuns în Statele Unite? Deci nu în Europa, la universități de prestigiu? În primul rând a fost și eu... În primul rând am vrut să mă duc la cea mai bună școală la care am putut să
să fiu acceptată și care mi-a dat bursă întreagă și aceea a fost Wellesley. Și nu-mi pare rău că m-am dus acolo, dar pe de altă parte și și ideea aceasta de vis american, ca să spun așa, este tentantă, mai ales pentru cineva care are 19 ani, să-și imagineze că poate să plece fără bani, fără niciun fel de ajutor, nici din partea părinților, nici necunoscând pe nimeni în Statele Unite, să te duci și totuși să răzbești. Și acest lucru eu zic că l-am reușit acolo și asta a fost într-un fel și unul din motive pentru care m-am îndreptat în Statele Unite, dar al doilea a fost și acesta financiar, pentru că o mare parte, de exemplu, din universitățile de prestigiu din Anglia nu ți oferă o bursă întreagă. Harvard și Wellesley au oferit burse întregi. Și acest lucru era esențial pentru mine. Și cum v-ați decis după aceea să vă întoarceți? Cum v-ați întâlnit cu premierul? Ați intrat în contact cu lumea aceasta politică? Care a fost traseul? Puțin din întâmplare, domnul Ponta a venit într-o vizită de lucru în Washington în 2012 și s-a întâlnit, din câte știu eu, cu foarte mulți economiști și a cerut sfatul referitor la măsuri pe care ar trebui să le ia după ce ajunge prim-ministru, pentru că nu era la momentul de față, și am fost invitată la o astfel de întâlnire, pentru că întâlnirea avea loc la American Enterprise Institute, unde am lucrat înainte, și m-au chemat și pe mine și am avut o discuție cu domnul Ponta pe mai multe subiecte economice care erau la ordinea zilei în momentul respectiv și mi-a propus să colaborăm. Și am colaborat în jur de un an jumătate și înainte să devină domnia sa prim-ministru și după ce a devenit prim-ministru, dar mi-am dat seama la un moment dat că ajutorul meu este foarte limitat de acolo. Pot să reacționez la anumite lucruri care, să spun, le văd în media, pentru că urmăream în mod continuu ce se întâmplă în țară, sau pot să vin eu cu idei mai mult sau mai puțin năstrușnice, dar atâta timp cât nu ești în zona respectivă, nu știi cum se iau deciziile, de ce se iau deciziile, care este realitatea, să acționez cumva înainte să fie prea târziu, atunci nu poți să contribui atât de mult. Și atunci m-am gândit, dacă chiar vreau să ajut și parcă cumva pentru generația noastră este un lucru important să ne implicăm, să fim parte din deciziile care se iau, și mi s-a părut, dacă am această posibilitate, atunci să fac un pas înainte și să vin aici și să fac lucrurile cum trebuie și să ofer un sfat mai bun și mai informat, pentru că despre asta era vorba. Coborând din lumea academică de la Harvard, în politica noastră de Dâmbovița, n-a fost un șoc pentru noi, adică de la o teorie rafinată, modele și așa mai departe, brusc în mijlocul unei... Aș vrea să vă... Politici, îmi vine minte că, nu știu cum să traduce exact în românește, dar avem o vorbă prin mediul academic american, că politica din mediul academic e cea mai cruntă pentru că mizele sunt atât de mici, dar lăsând un pic gluma la o parte, este o posibilitate și o oportunitate extraordinară să iei ceva ce ai învățat și poate ai aplicat, dar într-o altă țară, în Washington, în politici publice, și să o aplici în țara ta. Și am luat-o ca pe o oportunitate și ca pe o... Nu neapărat ca pe ceva dificil, ci pe ceva normal, că de încercat exact cum trebuie aplicat. Deci, nu știu, șoc nu a fost, pentru că veneam dintr-un mod academic, veneam apoi într-o parte în care am lumea aplicată, deci nu era vorba că mă mut dintr-un mediu academic într-un alt mediu academic și atunci pot să fac comparații. Comparații sunt greu de făcut, dar este o posibilitate extraordinară să aplici în țara ta ceea ce ai învățat în altă parte. Deci eu așa am luat-o și apreciez că am această oportunitate să fac asta și în fiecare zi
învăț câte ceva despre cum se poate aplica cel mai bine. Că o teorie poate să arate foarte bine pe hârtie, dar pe urmă trebuie să te gândești foarte bine dacă este aplicabilă, dacă este fezabilă din punct de vedere politic și pe urmă, în definitiv, acea teorie aplicată cu aceste mai multe constrângeri este cea optimă. Nu una optimă, să spun așa, pe hârtie. Până acum am vorbit foarte mult despre agenda care era existentă în momentul în care dumneavoastră ați preluat această funcție. Aveți pe termen mediu, evident că pe termen scurt nu se poate, dar pe termen mediu sau pe termen lung aveți anumite idei pe care ați vrea să le implementați în zona de politici fiscale? Da, dar cum v-am spus, această agenda exista, dar în mare parte sunt de acord cu ea pentru că este o agendă bună și această, de exemplu, reducerile de CASE și neimpozitarea profiturilor investit sunt lucruri pe care le-am sprijinit înainte, le sprijin și de acum încolo, nu mi-am schimbat părerea. Ceea ce am în minte este o eficientizare a colectării din mai multe puncte de vedere, odată prin reducerea evaziunii fiscale și odată prin conformarea voluntară. Spuneați că veți face, tot într-o emisiune recentă, că veți face un audit al modului în care funcționează acest sistem de colectare, de plată taxelor. De plată, nu de colectare. Și ce am vrut să spun este... Ați făcut acest audit sau l-ați pornit? Deci asta vreau să fac, este unul din primele lucruri pe care vreau să le fac, pentru că, ca să spun așa, întotdeauna... Dar problema este că dacă îl facem din punctul de vedere al ANAF, atunci totul merge bine pentru că, să spunem, sistemele sunt făcute într-un anumit fel. Dar dacă ne ducem din punctul de vedere strict al contribuabilului, un contribuabil care, să spunem, vrea să-și plătească impozitul pe chirie sau un contribuabil care trebuie să plătească nu știu ce taxe, cu ce se confruntă el? Care sunt problemele. E suficient să intrați pe forumurile de discuții? Nu vreau să fac pe forumurile de discuții. O să vedeți acolo problemele. Vă cred, dar acelea, nu vreau să intru în detalii tehnice, nu este un eșantion reprezentativ. Iar eu vreau să o fac ca să-mi dau seama cam care sunt în general problemele cu care se confruntă cei mai mulți dintre contribuabili și să încercăm să acționăm, să îmbunătățim experiența contribuabilului, pentru că, în definitiv, oricine vrea să-și plătească taxele, să fie foarte ușor pentru el să le plătească. Când credeți eventual... că va fi gata acest audit pe care vreți să-l faceți? Deocamdată nu știu exact când va fi gata, dar vă spun că e una din priorități. Deci unul din lucrurile cu care vreau să încep, pentru că trebuie să avem respect față de contribuabil și acest respect se reflectă și în modul în care interacționăm cu ei, de la modul în care este, să spunem, deschis Ministerul de Finanțe și transparent în măsurile pe care le luăm și deschis în sensul de a explica publicului sau mediului de afaceri ce măsuri luăm și de ce le luăm și în ce fel, până la cum tratez contribuabilul când vine la ghișeu să-și plătească o taxă sau cât de ușor o faci sau câte opțiuni îi dai contribuabilului să le plătească astfel încât să potrivească și orarului persoanei respective sau vieții pe care o au. Deci de aceea spun că este o prioritate și intenționez să fac. Reducerea cu 5 puncte procentuale sau câte vor fi să fie a contribuțiilor, și a discuției legate de impozitul progresiv, ce mai include agenda întâlnirii cu fondul? Agenda următoarei întâlniri cu fondul. Ce veți mai negocia? Deci, deocamdată, cam astea sunt, dar probabil se va... vom mai discuta și vom avea o astfel de agendă mai încolo. Deci, nu, am înțeles de ce mă întrebați, dar încă nu... Încă nu suntem chiar acolo ca să avem toată... Până la sfârșitul anului ați putea puncta 3 măsuri sau o măsură despre care știți sigur că se va aplica? Fiscală. Da, se poate estima? Măsură fiscală, acum depinde de ce măsuri pe care Ministerul de Finanțe le pot face. Noi am demarat deja acest proiect cu plafonarea cash, acum depinde când trece prin Parlament, de aia nu pot să spun că 100%, dar
intenționăm să punem prin guvern și apoi prin parlament. Deci dacă în parlament merge relativ ușor, atunci până la sfârșitul anului ar trebui să avem aceste plafoane pentru plata numerar. Alte măsuri pe care le iau și care sunt foarte importante tot pentru îmbunătățirea colectării care le facem sunt modernizarea direcției de transfer pricing, de transferuri de preț. Deja scoatem la concurs niște locuri, suntem în discuții de schimburi de bune practici cu alte agenții fiscale pentru a putea, pentru a învăța pe acești tineri pe care vrem să îi angajăm exact cum să facă acest lucru. E un lucru pe care l-am împins de când eram consilier de stat al primului ministru și acum îl împing în continuare, pentru că mi se pare foarte normal dacă ai la îndemână niște posibilități de a avea conformare voluntară în care să implici aceste multinaționale, e bine să o faci, acele advanced price agreements, ele se pot face până la 5 ani cu o multinațională, te înțelegi cu ele cam în ce mod își vor plăti taxele și ce anume profituri vin în România și atunci aia rămâne pe 5 ani, nu trebuie să trimitem noi inspector după aia să-i verifice. Asta ne-am înțeles, asta plătesc. Asta este o modalitate foarte clară de conformare voluntară care se poate întâmpla dacă ai destulă persoane să se uite pe aceste advanced price agreements, pentru că multinaționale vor să facă așa ceva și au resurse să plătească contabil, dar ANAF-ul nu a avut destul de multe resurse să se uite pe aceste aranjamente. Pe de altă parte, transfer pricing înseamnă atunci când observ că există astfel de tranzacții, să se întocmească un dosar de transfer pricing și să se vadă. Este echitabil pentru statul român această practică a multinaționalei. Aceste profituri care rămân în România, este echitabil și pentru statul român sau este doar echitabil pentru multinaționala respectivă? Transfer pricing este perfect legal, dar trebuie să fim siguri că este făcut într-un mod echitabil. Pentru a avea acest mod echitabil, trebuie la ANAF să avem oameni bine pregătiți, ca să poată să stea la masă cu oamenii foarte bine pregătiți, angajați de multinaționale, care le întolmesc aceste dosare de transfer pricing. Exact. Deci trebuie să fie la același nivel, să poată vorbi aceeași limbă. Și atunci putem ajunge la o soluție în care și multinaționale folosesc acest sistem care este absolut normal, dar și statul român și a partea echitabilă din profiturile acestor multinaționale. La ce o să culca seara? Poftim? La ce oră o culca seara? Ei, nu știu, când ajung de la minister? Cât stați în minister? Mult. Vreau să vă spun că am speriat pe mulți în primul weekend când am stat până la 12 noaptea și sâmbătă și duminică și am și chemat. Nu, cred că i-am speriat. Cred că i-am speriat un pic și am să încerc sâmbătă și duminică să nu fie până la 12 noaptea totuși, pentru că dacă stau eu la 12 noaptea, stau și consilierii, stau și asistentele, mai chem și de la ANAF, mai chem și din alte părți ale ministerului și dar a fost foarte mult de lucru în perioada aceasta, pentru că a fost un lucru neașteptat pentru mine și a trebuit să îmi fac foarte repede un plan, să înțeleg foarte bine care sunt proiectele în derulare la Ministerul Finanțelor, să văd ce se poate continua, ce nu se va continua. Nu sunt omul să stric ce s-a făcut bine înainte, să văd cam care sunt acordurile cu femei, cu Manga Mondială, să planul meu să fie. E un pic pentru că eu veneam acum cu alte idei și cu alte propuneri și e bine de văzut dacă se aliniază cumva în direcția respectivă. Ce alte proiecte mai sunt? Pentru că Banca Mondială mai are și un proiect cu ANAF-ul, Banca Mondială mai are și proiecte prin alte părți care, ca să spun așa, s-ar intersecta cu ceea ce vreau să fac eu și nu vreau să fie cazul ca eu să merg într-o direcție și să existe alte proiecte sau alte ministere implicate care au alte proiecte care merg în direcții opuse sau și de aceea vă spun că a fost aveam așa o idee unde vreau să, în ce direcție vreau să mă duc, dar pentru a le pune pe hârtie un plan pe 32 de luni și de văzut ce s-a făcut până acum, ce se poate continua, în ce măsură se potrivește cu ceea ce avem în
în plan cu femeie și cu Banca Mondială și mai departe, a durat ceva timp, dar am simțit că nu pot porni la treabă până nu am un plan clar structurat și acum principiul meu este foarte clar. Dacă este în plan, 110%, ca să zic așa, energie pe. Nu e în plan, nu este una din priorități, întotdeauna trebuie să stabilești niște priorități și să le faci cât mai bine. Altfel, aici în minister există foarte multe lucruri de făcut și nu vreau să-mi disip energia pe 2000 de lucruri când pot să fac 12 foarte bine, ca să spun așa. Apropo de lucrurile de făcut, o ultimă întrebare din partea mea e legată de realitatea imediată și anume situația din Ucraina, care e extrem de serioasă. Unul din scenariile de lucru la nivelul aliaților noștri din UE și de peste ocean este acela de impunerea unor sancțiuni economice pentru Rusia în cazul în care comportamentul Federației Ruse nu e conform cu dreptul internațional. Evident, Rusia a anunțat măsuri de retaliere dacă se vor impune astfel de măsuri punitive. Lucrați în momentul acesta, aveți o echipă sau un departament care lucrează la planuri de rezervă în cazul în care Rusia va lua aceste măsuri și ne gândim evident la tăierea furnizării de gaze, începerea furnizării de gaze și alte măsuri de genul acesta. Deci mai trebuie să vedem dacă există aceste sancțiuni. Și după aia dacă Rusia, exact. Și ele ar trebui pregătite, impactul lor. Am înțeles și noi pregătisem cel puțin un care este impactul situației din Ucraina chiar dinainte să vin aici, pentru că eram consilier al primului ministru. Considerăm anumite scenarii, dar trebuie văzut exact cum vor evolua lucrurile, pentru că nu numai România știe că dacă vor fi impuse sancțiuni asupra Rusiei, vor fi anumite retalieri și alte țări care au relații economice foarte strânse cu Rusia știu acest lucru. Mult mai strânse decât România și mult mai importante decât România. Și eu spun asta va avea un efect asupra deciziei dacă se vor impune sancțiuni economice sau nu. Dar, bineînțeles, trebuie să fim pregătiți și să știm care este posibilul impact asupra României și la asta am început să lucrăm chiar dinainte să fie întrebare, minister. Da. Ce o să faceți după ce nu veți mai fi ministru? Veți întoarce în state? Veți rămâne în România? Eu am discutat cu Universitatea Maryland și este extrem de probabil să mai înghețe postul pe toată perioada în care sunt ministru de finanțe. Inițial, postul meu la Universitatea Maryland era înghețat doar până în august 2014, dar după numire am discutat și este extrem de probabil că... Deci asta este planul deocamdată. Este un post extraordinar, este unul din primele 10 universități pe domeniul respectiv. Și este fost 500.000 de candidați în anul acela pe un singur loc. Era și o recesiune economică în SUA, deci a fost extrem de greu să-l iau. Mi-a plăcut foarte mult perioada în care am fost la Maryland, în colegi extraordinari acolo și sper când mă voi întoarce că voi fi și un mai bun profesor. Eu predau politici publice acolo și atunci voi putea să predau mult mai aplicat și să predau și din experiența mea din România.